găsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Astăzi discutăm despre problemele pe care echipa noastră le-a identificat într-o comunitate de romi din județul Olt. La periferia orașului Balș, aproximativ 200 de persoane trăiesc izolate de civilizație și private de condiții decente de trai. În partea a doua a emisiunii vom discuta pe marginea acestui subiect cu Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi și coordonatorul regiunii Sud-Vest Oltenia la Partida Romilor, dar și cu doamnele Cristina Mihai, președinte Partida Romilor filiala județului Olt, și Anca Mihaela Bălcescu, secretar general al organizației județene. Înainte însă, vă invit să urmăriți un reportaj care arată realitatea pe care romii din Balș o au de înfruntat zi de zi. Aproximativ 200 de cetățeni care locuiesc la periferia orașului Balș din județul Olt trăiesc izolați de lume, lipsiți de structuri primare de infrastructură care să le poată susține un trai decent și sigur. Împreună cu conducerea filialei județului Olt a Partidei Romilor, echipa Romi pentru România s-a deplasat în comunitate pentru a vedea care este situația și pentru a trage un semnal de alarmă despre nevoile romilor de la periferia orașului. În cartierul cunoscut drept Zona Gării din Balș, oamenii nu beneficiază de un drum de acces către zona metropolitană și în acest context viața lor a devenit un chin, fiind îngreunată de la o zi la alta. Romii din zonă nu pot ajunge la muncă, aprovizionarea cu cele necesare traiului de zi cu zi se face dificil, copiii au dificultăți în a merge la școală, ca să nu mai vorbim de accesul la servicii medicale sau intervenții de urgență, cazuri în care mașinile salvării sau cele de pompieri nu pot pătrunde către comunitate. În vremuri în care se vorbește de mașini electrice și inteligență artificială, la Balș, oamenii încă se bazează pe căruța și instinctul calului. Surprinzător, lucrurile nu au stat dintotdeauna așa în cartierul de la periferia Balșului. Odată cu implementarea proiectului drumului expres 12, care leagă Craiova de Pitești, cartierul a fost izolat. Mulți oameni au fost expropiați, unii au primit despăgubiri bănești, alții nu. Mai mult, oamenii se plâng că unele case, care conform proiectului trebuiau să facă loc drumului expres, au fost demolate degeaba, în urma unor erori de calcul. Proiectul drumului expres Craiova-Pitești, implementat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a început în 2018 și a beneficiat de o finanțare europeană de peste 4 miliarde de lei prin programul operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Lotul întâi al proiectului, respectiv tronsonul din zona orașului Balș, a fost dat în funcțiune în 2022. De atunci, romii din zona Gării trăiesc un calvar. Singura cale de acces este un tunel pietonal insalubru, fără lumină și destul de periculos de traversat, la care pentru a putea ajunge trebuie să ocolești parcurgând niște poteci improvizate. Cum e drumul ăsta? E teroare, știi ce înseamnă teroare? Așa este, mai ales când plouă, dacă nu avem cizme nu putem să trecem și dacă trece apa de genunche trebuie să ocolim așa. Fac o jumătate de oră sau 40 de minute dus și 40 de minute întors. De unde v-a aprovizionat apă, mâncare, de unde v-a? Noi de la oraș ne luăm. Ei tot de la oraș. Eu mai au mașini aici și mai treci, da? În plus, de multe ori, tunelul respectiv își dovedește inutilitatea, fiind frecvent impracticabil atunci când plouă și sunt inundații. O altă variantă de acces către oraș impune localnicilor un ocol de câțiva kilometri. Bineînțeles, oamenii sunt nemulțumiți, se simt marginalizați și uitați de autorități. Viața lor oricum este grea, dar problema drumului le accentuează toate neajunsurile. Uitați de lume, suntem aici. N-avem pe unde, avem copii să duce la școală, avem bolnav, n-are pe unde să treacă. Dacă vine aici apa, noi pe unde? O luăm 5 km să ne ducem în partea cealaltă? Cum ajungem noi cu ei? Noi... Cum a venit? A venit salvarea și a înțepenit? Nu, a rămas acolo în cap, acolo era noroi, dar nu puteai să treci. A rămas salvarea acolo, ne-am dus să o ajutăm. Să iasă. Dar cum să duc? Dar cum? Noi suntem uitați de soartă aici. Aveți copii? Da. Avem doi copii, avem și nepot. Merg la școală? Încă e mici, au terminat școlile. Dar sunt aici, avem copii bolnavi care nu pot să deplaseze. Trebuie să vină cu... Nici taxiurile nu bagă. Dacă ai nevoie de taxiul, nu bagă aici, băieță, că fărmă mașinile, nu? Noi am distrus. Le-am distrus mașini și tot. Dumneavoastră ce faceți? Cu ce vă ocupați? Acasă. Și soțul? Acasă. Și din ce trăiți? Mai plecăm și noi așa, avem un contract și plecăm la contract, odată pe vară. În acolo. Străinătate? Da, în străinătate, da. În agricultură. Ce? La căpșuni.
asta e munca noastră, nu să ne ducem la muncă. Când este să plecăm, să, că n-avem pâine să mâncăm, ocolim pe la biserica aia 2 km să ne ducem să luăm pâine să mâncăm. Eu am bărbatul bolnav cu picioarele, trebuie să pui apa la căruță că am cal, trebuie să-l duc. Să-l duc săracul, toamă-i cu calul, toamă-i la spital. La salvare sau ceva, cum intră aici? Unde intră? Când e neamol, nu mai vine nimeni. Aici moare lumea. Suntem aici niște rudari amărâți, fă 20-30 de familii. În 2 ani de zile, nimeni... Așa pătimim, trece fata mea, că am fata în clasa a 7-a, cu cizmele, trecem cu apa aici să ne ducem să luăm pâine să mâncăm. Da? Și copiii la școală, cum? Copiii nu se duce niciunul aici la grădiniță. Fata mea o colește. V-am spus, trebuie să plec cu ea. Pân ploi, pân prăpăt, pui apa și o duc la școală. Acolo, la Nea Gabi, o trec cu căruța. Așa am ajuns noi aici. Nu trebuie să vie nimeni aici să ne mai vorbească cu noi, că noi suntem în junglă aici. Da? Asta e junglă. Suntem închiși ca la pușcărie, filmați așa să se vadă. În afară de cei de la Partida Romilor, a mai fost cineva aici să se intereseze de problemele dumneavoastră? Nu vine nimeni. Situația cetățenilor din zona gării nu este singulară. Mai multe comunități din zonă se confruntă cu problema accesului către oraș. Încercările de a semnala nemulțumirile au primit până acum doar promisiuni. Am făcut naveta CFR Balș, Piatra Ol, Craiova. Am fost la prefect în audiență cu 70 de semnături plus semnăturile la oamenii aceștia din zonă, partea Balșului. Și prefectul ne-a zis că se rezolvă. Am așteptat... Câte comune sunt care... Aici sunt 3 comune. 4 sate mai mult. Dar sigur, toți facem naveta pe aici. Acest drum a fost public pe aici la noi. Drumul de aici până la punte, acolo la Racovița, e județean. Dom'le, să ni se facă de cum este la Piatra Olt, pasarelă ca aceea. Nimic. Pentru unii dintre localnici, expropierile necesare realizării drumului au constituit un adevărat dezastru. Am o fată care a ia părma ca sa, locuiește la mine. Are 2 copii minori, s-a îmbolnăvit pe sistem nervos. A fost internată de 3 ori, o dată la Slatina și de 2 ori la Craiova. Ce s-a întâmplat? Deci când au venit să demoleze casele, au demolat mai multe, nu? Printre care și casa fiicei da. Nu trebuia să o demoleze, că nu se încadra în perimetrul ăla, dar ei au dărâmat abuziv. Au rămas fără casă. Nu le-au asigurat, au cerut apartamente, s-a dus la postul primar. I-au cerut garsoniere, s-au dat garsoniere. Nu și s-a dat nici măcar acel garsoniere confort. Cum să dau? Care a fost motivul? Ce au zis? De ce nu? Nu știu, nu îndeplinesc condițiile. Avem mașini, avem și noi. Nu suntem oameni din aia care să cerșim sau să văd. Suntem cu servicii. Suntem bine pregătiți. Suntem între noi pădurari, electricieni, suduri, mecanici, instalatori. Suntem meseriași de categoria întâia. Aș vrea să vă interesați și de chestia asta. Nu, domnul Nicolae Păun, să ne ajute măcar. Asta e situația în care noi stăm. Deci n-am casă, n-are fata mea casă. Eu am avut norocul că am casă. Mi-am construit-o mai de mult și a fost mai în zona CFR-ului. Am ăsta în care țiu și pâini. De exemplu, dacă ninge sau plouă sau nu știu. Nu mai duc la școală. Deci dacă ninge, plouă... Dar salvarea cum intra? E salvarea? Nu am văzut salvare. Sau pompieri deloc. Sunt autorități care ar avea acces. Mi-a casă foc, stau și mă uit, o sting cu furtună. Cu furtună de la pompă de apă. Majoritatea oamenilor bat drumul către oraș cu piciorul. Ai zice că cei care au mașini sunt mai norocoși, dar nu este așa. Foarte mulți și-au distrus autoturismele pe potecile improvizate către comunitate. Romii din cartier sunt oameni gospodari, muncesc în oraș, în agricultură. Unii lucrează în străinătate, își plătesc taxele și nu cer decât condiții civilizate de trai, așa cum au și ceilalți cetățeni. Ne-am obișnuit să auzim că acolo unde începe comunitatea de romi, dispare asfaltul, gazele, rețeaua de apă.
scăpăm. Ce te faci când o comunitate întreagă este izolată, deși este amplasată doar la câteva sute de metri de zona civilizată? Reprezentanții organizației locale a Partidei Romilor au semnalat în repetate rânduri autorităților problemele cu care se confruntă comunitatea și nu doar din perspectiva drumurilor și a infrastructurii. Am făcut sesizări, am adus președinta, experta de la prefectură, de trei ori. Noi am vorbit, noi am auzit. Acum sperăm că în urma acestor evenimente petrecute la fața locului să vadă și Parlament, să vadă și Guvern, să vadă și președinție în ce hal trăiesc 200 de oameni izolați. Cu ce se ocupă oamenii aici? Ce munci fac? Cum mulți au plecat, mulți sunt la salubri, s-au angajat. Sunt oameni curați, cinstiți. La școală cum merg copiii aici? Tot așa, în condițiile care le vedeți. În merg? Mai merg, unii merg. Dar unii, uitați, condiții precare, care nu se poate încadra să ducă o viață decentă și curată. Dar mai vine cineva să se intereseze de problemele lor în afară de dumneavoastră? În afară de mine și doamna expertă de la prefectură, nu vine nici dracu. Dar de ce? Ăștia sunt oamenii. Ăștia vin la vot. La vot vin pe aici. Dar așa nu-ți vezi pe niciun. Și când vin voturile, sunt prezenți aici. Păi, uitați, asta e situația. Ce le-o dat, ce le-o face, ce le-o spune. Că am trăit în minciună de 35 de ani. În minciună și în ură și dezbinare. Altfel nu există nimic. Aveam multe de zis în problemele care, uitați, cum fac un dosar ca să-l refuze vătafii instituțiilor. Că cei care sunt puși în funcție să respectă, să consideră vătafii. Uitați noastră, am depus dosarele și le-a refuzat. Astea pentru ce sunt dosarele? Deportați. Moștenitorii, da. Deci aici au fost mulți deportați și nu și-au primit drepturile oamenii. Da. Iar dumneavoastră faceți toate demersurile să-și toată primească... Toată munca, singur-singurel. Mă duc de 3-4 ori pentru fiecare. Drumul expres Craiova-Pitești face parte din coridorul Trans-European Network Transport din România și asigură interconectarea sud-vestului regiunii țării până la axa prioritară 7, coridorul Rin-Dunăre, reprezentat de autostrada Nădlac-Sibiu-Pitești-Constanța, asigurând astfel accesibilitatea la nivel național și internațional pentru zona deservită de proiect, conform informațiilor de prezentare de pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Acest proiect contribuie la satisfacerea nevoilor de mobilitate și transport ale utilizatorilor săi, asigurând totodată standarde de siguranță și securitate de calitate înaltă, atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de mărfuri. Pentru mulți români, existența acestui drum este benefică. Sunt scutite ore în trafic și ocoliri. Din păcate, nimeni nu își imaginează ce preț plătesc alți concetățeni pentru acest proiect de infrastructură. Astfel spus, intenția bună de evoluție și dezvoltare regională a avut, printr-o eroare de execuție, un efect total opus pentru localnici. Le-a îngreunat viața, izolându-i de civilizație. Conducerea filialei județene a Partidei Romilor a constatat la fața locului această situație. Locuiesc în Bal și sunt persoană de etnie romă și cunosc problemele comunității cu care se confruntă oamenii. Sunt alături de ei, mai ales în zilele de astăzi, când vorbim despre acces la internet, la tehnologie, servicii de educație și de sănătate. În următoarea perioadă, alături de colegii mei, încercăm să realizăm un memoriu în care să menționăm toate problemele cu care se confruntă oamenii și intenționăm să-l dăm mai departe și să venim în sprijinul lor. Consider că este o problemă deosebită, problema lipsei accesului comunității de la gară, comunitatea de rudari, care de vreo 2 ani de zile, de când s-a dat în folosință drumul expres, sunt în imposibilitate de a ajunge în centrul orașului, care de altfel se află la 150 de metri de comunitate, dar comunitatea a fost împărțită efectiv, izolată de restul orașului prin acest drum expres, de care noi toți ceilalți care nu locuim în această comunitate
ne bucurăm și apreciem utilitatea lui. În schimb, oamenii noștri sunt extrem de supărați, îi privează de absolut toate nevoile pe care le au, de posibilitatea de a ajunge la școală, de a-și duce copiii la școală, de a ajunge la medic. Doamne ferește dacă va fi nevoie de salvare sau de pompieri în această zonă. Contactat telefonic, primarul orașului Balș ne-a explicat că, împreună cu cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, va rezolva această problemă. Cunosc situația acelui drum de acces de mai bine de 2 ani de zile de când s-a înființat drumul expres și avem două componente. Pe de o parte, componenta care ține de orașul Balș, adică toată acea parte de drum care ne aparține nouă și care nu e în zona de protecție a drumului expres, pe care o vom balasta în următoarele 2 luni pentru a asigura trafic mai bun pentru cetățenii de acolo. Și partea aceasta de acces pietonal, care este în arealul drumului expres și nu putem interveni, dar împreună cu cei de la CNAIR, pentru că știu speța aceasta, am găsit o soluție și vom face accesibil acel pasaj pietonal în perioada următoare, chiar și atunci când plouă și când se inundă acest pasaj pietonal. De ce credeți că nu s-a făcut nimic timp de 2 ani de zile? Eu am trecut pe un drum de acces care este un fel de tunel, care este îngrozitor. Vă spun sincer, abia am putut să trec, mi-era frică că o să mă împiedic și o să cad pe acolo. Pentru că nu am avut avizele necesare de la cei de la CNAIR. Deci, vreți să spuneți că înainte de dumneavoastră, primarul care a avut mandat înainte de cel pe care îl aveți dumneavoastră, nu a făcut ceea ce trebuie? Nu vreau să spun, așa e. Nu a existat, în momentul în care s-a proiectat acel pasaj pietonal, nu a existat nici mai mic interes din partea administrației locale să găsească vreo soluționare. Pur și simplu s-a făcut și gata. Am colaborat cu fiecare lider al romilor și cu Partida Romilor, am colaborat. Iar pentru cetățenii din comunitatea de acolo, cei de pe prelungirea Petre Pandrea, am reușit în toamna anului trecut o chestiune care cred că e foarte bună și vor începe lucrările acum în martie, să extindem rețeaua de gaze, adică să aibă acces la gaze. După aceea avem o altă problemă, că branșamentul la gaze trebuie să-și plătească fiecare și costă destul de mult, dar să vedem cum putem să ajutăm de la primărie cu niște ajutoare de urgență. Am înțeles. De ce credeți că comunitățile de rom sunt date așa tot timpul la o parte, iar odată la 4 ani când se votează, atunci toată lumea vrea să facă câte ceva în comunități? Din punctul meu de vedere, niciodată comunitatea românilor nu a fost neglijată, pentru că dacă au probleme punctuale, le-am rezolvat. Faptul că se întâmplă acum aceste lucruri sunt doar urmarea faptului că mandatul de primar al meu a început în octombrie 2020 și să iei toate avizele, să pornești de la studii de fezabilitate, proiectare, finanțare, durează în general 3 ani. Sunt foarte multe proiecte pe care de anul acesta poți să le începi. Și în școlile din Balș, în care sunt mai mulți elevi, de exemplu școala numărul 1, am făcut tot ceea ce ține pentru ca acei copii să nu fie discriminați. Mai mult, acum chiar ieri, am câștigat programul O Masă Caldă pentru toți copiii care aparțin de școala 1. Sunt vreo 300 de copii, din care 150 cel puțin sunt de etnie romă. Ce probleme vreți să rezolvați în viitor? Pentru comunitățile de etnie romă să finalizăm cu apa și canalizarea peste tot. Avem pe strada Macului, am extins rețeaua de apă, acum suntem cu rețeaua de canalizare pe strada adiacentă cu Zavoda. La fel intervine aceleași probleme, costurile de racordare, pentru că primăria poate doar să asigure la nivelul curții. Dar acestea sunt principale probleme. Vizita în comunitatea romilor din Balș aduce în atenția autorităților o serie de probleme, mai vechi și mai noi, pentru care trebuie urgent găsite soluții. Nerevendicate, fără a lupta pentru ele, drepturile cetățenești vor rămâne doar articole prăfuite, menționate într-o legislație neaplicată, și oamenii vor fi privați de exercitarea lor. Am revenit în studio și alături de mine sunt Cristina Mihai, președinte Partida Romilor, filiala județului Olt, Anca Mihaela Bălcescu, secretarul general al organizației județene, și Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi și coordonatorul regiunii Sud-Vest Oltenia, Partida Romilor Pro Europa. Bună ziua și bine v-am găsit! Bun găsit, bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamnelor, o să încep cu dumneavoastră și având în vedere că am urmărit reportajul puțin mai devreme și telespectatorii au văzut ce probleme sunt la Balș,
Aș vrea să vă întreb în primul rând pe dumneavoastră, doamna Mihai, în calitate de președinte al filialei județului Olt, a Partidei Romilor. Din perspectiva administrativă, dumneavoastră, ce soluții credeți că sunt în momentul de față? Practic, comunitatea de romi de la gară din orașul Balș a fost împărțită în două. Drumul expres trece prin interiorul acestei comunități de romi. Cealaltă jumătate dinspre exteriorul localității a rămas fără un drum de acces către interiorul orașului, respectiv școală, cabinete medicale și așa mai departe. Oamenii sunt nevoiți să ocolească pe un drum agricol inițial, la momentul acesta pietruit de către autoritatea locală, un drum de vreo 4-5 kilometri. Bineînțeles că este foarte dificil pentru ei, chiar ne povesteau la momentul filmării că în momentul în care sună la ambulanță sau, Doamne ferește, n-a fost cazul până acum de intervenția pompierilor, rămân blocați acolo, chiar povesteau cetățenii că ei au împins să ajungă la... Da. Da. Noi am încercat în câteva rânduri, am discutat cu reprezentanții autorității locale, chiar cu domnul primar, promite că o să se ocupe de problemă, a început demersurile, spune că autorizările, avizele pentru acest drum durează câțiva ani chiar. Ceea ce putem face noi este să discutăm cu oamenii, eventual chiar am discutat cu primarul să facem și un memoriu din casă în casă, să expunem toate problemele pe care le resimt ei vis-a-vis de această situație, poate ajută cumva la urgentarea demersurilor. Autoritățile și mai ales primarul din orașul Balș a confirmat că are deja în vedere această problemă și soluționarea acesteia. Dumneavoastră, la Partida Romilor, ce urmează să faceți? Ce soluții găsiți pentru problemele comunității din Balș? Împreună cu colegii de la sediu, intenționăm să mergem în comunitate, să realizăm un memoriu prin care să menționăm problemele cu care se confruntă comunitatea de rudari din oraș și totodată să menționăm câte familii se află în situația respectivă. Ați intermediat cu autoritățile multe astfel de probleme și în ceea ce privește starea drumurilor, canalizare, spații de locuit. Cum vedeți toate aceste probleme din județ și cum vă implicați dumneavoastră? Este clar că situația de la Balș este demnă de ceea ce am început să vedem așa în ultimii ani în spațiul public și numim așa generic o problemă a la Dorel. Adică a venit Dorel și în loc să repare mai mult a stricat. Este o chestiune, cred că lipsa de interes, pentru că acest lucru ar fi trebuit identificat încă din faza de efectuării studiului de fezabilitate. Undeva a fost o scăpare. Faptul că acum avem peste 200 de familii, atenție, 200 de familii însemnând copii mici, bătrâni, fără să aibă acces la... Desigur, discutăm situații in extremis, salvarea limită, sau exact. Pompierii, însă nu trebuie să așteptăm să se întâmple și să constatăm că salvarea nu poate intra sau că pompierii nu pot intra. Cu siguranță ori fi fost situații de incendiu. Da. Cred că ar trebui ca autoritățile competente, și nu știu dacă ține neapărat de bunăvoința primarului, care am văzut că a fost deschis dialogului și pare că înțelege și are la cunoștință această problemă. Cred că acest memoriu trebuie urgentat și sucursala locală a Partidei Romilor de la Balș, pentru că avem o structură locală puternică acolo, cu oameni cu credibilitate în sânul comunității, oameni care sunt implicați în realitățile cotidiene, ar trebui să livreze această problemă nu doar autorităților județene, ci ar trebui să ajungă în atenția Ministerului Dezvoltării și altor instituții cu responsabilități. Și nu este singurul caz similar, să ne înțelegem. Faptul că
și să nu se înțeleagă cumva cum că cei de la Partida Romilor, din plan local sau județean sau chiar noi din plan central, am avea ceva împotriva construirea acestui drum expres. Din contră, eu circul foarte des pentru că merg foarte des în comunitățile din sud-vest Oltenia, al cărui coordonator sunt, iar construcția acestui drum a scurtat timpul. Este clar că este o investiție benefică pentru toată zona Olteniei, inclusiv partea de Olt, Dolj și nu numai. Acest drum poate atrage investiții noi, poate genera crearea de noi locuri de muncă. Sunt și avantaje, absolut. Însă trebuie să rezolvăm această chestiune să care a apărut. Să ținem cont și de oamenii de acolo. Și trebuie să, adică mi se pare o chestiune nu foarte grea de realizat dacă vom găsi înțelegere și bunăvoință. Faptul că 200 de gospodării nu au acces, sunt practic izolate, ar trebui ca acest lucru să constituie o prioritate pentru autoritatea locală și cred că soluția trebuie să apară fără doar și poate, nu să așteptăm cu ani, pentru că oamenii acum au nevoie să aibă acces la acest tip de servicii, bucurându-ne deopotrivă, inclusiv comunitatea cu rom din orașul Balș, de existența acestui drum. Să ne amintim că nu cu puțin timp în urmă, atunci când cineva încerca să parcurgă drumul și până să apară drumul expres, să treci prin Balș, era un chin. Se stăteau la cozi de câte 3-4 ore, un drum care poate fi parcurs fără probleme în câteva zeci de minute, respectând desigur regulile de circulație. Iată că așteptăm soluții mult mai rapid decât autoritățile au promis, dar să vedem și în ce măsură se va putea rezolva acest lucru. Doamna Bălcescu, dumneavoastră chiar proveniți din Balș. În afară de acest drum despre care am discutat și am urmărit și în reportajul anterior, ce alte nevoi mai are comunitatea din Balș? Comunitatea din Balș, pe lângă problema care se confruntă, din câte am înțeles de la membri, înțeleg că microbuzul școlii nu ajunge în acea comunitate unde să poată să ia copiii și să-i transporte la școală datorită drumului, deoarece nu există drum care să ajungă. Să meargă, da, să poată să ia copiii. Și ce fac practic copiii? Sunt nevoiți să treacă printr-un tunel, cum de altfel cred că o să se observă și în imagini, sunt nevoiți să treacă printr-un tunel creat de către drumul expres. Pare așa desprins din filme când spunem că copiii sunt nevoiți să treacă prin tunel, să meargă la școală, să... Cum spuneam, atunci când discutăm despre anumite comunități, în anumite județe, nu doar în județul Olt sau în zona Olteniei, sunt multe comunități care au rămas în zona marginală. Există... Fără acces la servicii, fără acces la acolo unde le este copiii, întâmpină dificultăți în a ajunge la școală. Nu mai discutăm despre calitatea actului educațional, discutăm despre faptul dacă acei copii pot ajunge la școală fără să intre în noroi, fără să fie nevoit să parcurgă distanțe de câțiva kilometri pe frig sau pe căldură. Sunt realități pe care trebuie să le aducem în prim plan și care nu trebuie să fie amânate fără doar și poate. Avem nevoie de soluții imediate la probleme foarte, foarte certe. Așa că eu propun ca imediat această chestiune să fie adusă la cunoștința inspectoratului școlar județean, desigur, neexistând drum practicabil, nici nu ai cum să pui la dispoziție mașina. Ok, mașina să meargă unde? Să meargă mașina, dar n-are pe unde. N-are unde. Da. Deci, problema este mult mai complexă decât credem. Iată, discutam despre accesul pompierilor sau al mașinilor de ambulanță, dar iată că zi de zi ar fi interesat de văzut și sper să avem aceste date cât mai curând, să vedem câți copii nu pot când întâmpină dificultăți în a merge la școală. Și apoi discutăm de aici o serie de alte probleme. Rata abandonului școlar crescută, faptul că mulți dintre ei nu frecventează cu regularitate cursurile școlare, adică sunt interconectate. Iar la această problemă trebuie să găsim soluții imediate. Nu Partida Romilor, din păcate nici Agenția Națională pentru Rom, ci autoritatea locală împreună cu instituțiile din plan județean și de ce nu chiar cu
implicarea ministerilor de linie acolo unde este cazul. Adică situația asta nu cred că trebuie să tergiverseze foarte mult. Avem nevoie de un răspuns și o decizie fermă în acest sens. Înțeleg că există o parte de legalitate peste care nu putem trece, însă trebuie să se răspundă prompt și cu fermitate. Vom reveni la discuția noastră. Vă propun să luăm o pauză de publicitate și continuăm emisiunea noastră în câteva minute. Am revenit în studio și alături de mine sunt Cristina Mihai, președinte Partida Romilor, filiala județului Olt, Anca Mihaela Bălcescu, secretarul general al organizației județene și Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, dar și coordonatorul regiunii Sud-Vest Oltenia. Doamna Mihai, am înțeles că în comunitate, așa cum declara și liderul Partidei Romilor de la Balș, sunt încă o serie de cazuri de supraviețuitori. Și supraviețuitorii ai deportărilor din Transnistria care nu și-au primit încă drepturile. Ce s-a întâmplat? Ce se poate face pentru acești oameni? Da, în orașul Bașa mai avem doi supraviețuitori ai deportării. Cei drept, domnul președinte Sandu Stelian a încercat să facă demersuri pentru a obține drepturile deportaților, însă Casa de Pensii le-a respins dosarele. Totodată, domnul a mai ajutat, mai are depuse 15 dosare la Casa de Pensii, dosare ale urmașilor celor deportați. La momentul acesta nu s-au soluționat favorabil. Practic, principala problemă este legată de faptul că oamenii n-au reușit să obțină de la arhivele naționale acel document justificativ al deportării. Cumva se bate cap în cap decizia Casei de Pensii de a respinge dosarul, având în vedere că în legislație este permisă inclusiv declarația martorilor a persoanelor beneficiare deja ale legii. Avem acei doi supraviețuitori, pensionari, ei sunt cei care au depus declarația în fața notarului și cu toate acestea Casa de Pensii a respins acele 15 dosare. În concret, există la acest moment situația, această problemă este ridicată nu doar la nivelul județului Olt. Sunt și alte județe implicate în acest proces și care întâmpină dificultăți datorită interpretării diferite a caselor de pensii. Ceea ce spun mai simplu este următorul lucru. Nu există o interpretare unitară la acest moment a cadrului legal, astfel încât aceleași reguli să fie aplicate conform normelor legale în vigoare de către toate casele de pensii. În acest sens, imediat în perioada următoare voi organiza o întâlnire cu cei din conducerea casei de pensii la nivel central și să găsim o soluție astfel încât să... Este clar că este vorba despre o interpretare a funcționarului de la ghișeu, ceea ce din punctul meu de vedere este o greșeală, pentru că funcționarul nu ar trebui să aibă calitatea în a interpreta actul legal, ci mai degrabă ar trebui să pună în aplicare, adică să asigure partea de execuție a normelor legale, fără să dea propria interpretare. Practic, sunt niște anomalii legislative. Nu sunt anomalii legislative. Legea este clară, este cât se poate de clară, dar anumite case de pensie, adică funcționari din aparatul administrativ, nu cei aplică care corect. Nu aplică unitar. Adică sunt județe care au aplicat și au luat în calcul această declarație de martori, în timp ce alte case de pensii nu au luat în calcul. Și atunci este vorba despre o interpretare diferită a unui cadru legal care este unitar. Adică legea este și pentru județul Galați, este aceeași și pentru județul Holt, este aceeași și pentru județul Constanța și pentru toate unitățile administrativ-teritoriale de pe raza României. Deci nu aplicăm diferit la Galați și într-un alt sens la Iași sau Olt. Și atunci avem nevoie de o clarificare, iar Casa de Pensii poate veni cu, mă rog, în intern, poate îngloba acest tip de clarificări
într-o directivă care este transmisă tuturor caselor de pensii și aceste probleme se pot rezolva fără doar și poate. Deci există variante, există soluții și sunt sigur că vom găsi și înțelege, vom ține la curent pe acest subiect de interes, de altfel, nu doar pentru supraviețuitori, al cărui număr scad de la an la an, ci și pentru urmașilor, pentru aparținătorilor. Legea, cadrul legal actual, acordându-le de exemplu, asigurări de sănătate. Lucru foarte, foarte, foarte important de altfel. Spuneți-mi puțin despre structura pe care dumneavoastră o reprezentați în momentul de față de la OLT, pentru că sunt încântată și de ceea ce mi-a spus colega mea Zita Moldovan, care a fost în teren, a găsit femei active, ea fiind o feministă convinsă, și aș vrea să-mi povestiți puțin despre structura organizației acolo la OLT. Aș vrea să vă spun că suntem printre puținele organizații din țară unde conducerea este încredințată unei femei rome, și cred că singura în care în pozițiile de conducere suntem doar femei, președinte, mâna dreaptă aici, da? Președinte Anca Bălcescu, secretar general, președinte la femei, bineînțeles, este o femeie, și la tineret tot o femeie, la fel de puternică precum noi. Domnul Paraschiv, cum vă descurcați așa cu atâtea doamne care sunt puse pe foarte multe activități, sunt implicate? Cum, nu, cred că nu prea puteți să ridicați vocea acolo, că sunteți în minoritate, nu? Ne-am obișnuit să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Județul Olt este un județ ca de altfel mai toată regiunea sud-vest Oltenia, unde regăsim cele mai multe comunități tradiționale. Chiar dacă în conducere avem femei, avem și bărbați, lideri tradiționali de la nivel local, oameni de nădejde și cu ascultare în cadrul comunităților pe care îi le reprezintă. Cristina alături de Anca Bălcescu nu sunt două femei cărora noi cei de la București le-am încredințat așa, am spus noi vrem să fiți voi președinți și să conduceți voi structura locală. Nu. A fost un proces, au avut loc alegeri democratice, iar în baza votului aproape 700 de membri prezenți la adunarea generală a Partidei Romilor Olt au ales structura de conducere, și în structura de conducere președinte și secretarul general, iată două femei de etnie romă, femei cu studii superioare. Anca Bălcescu dintr-o comunitate tradițională din Balș, vorbitoare de limba romani, într-o comunitate de ursari. De altfel, Cristina Mihai cu experiență vastă în cadrul instituțional, fiind expertul pe problematica romă în cadrul prefecturii de o bună perioadă de timp. Și iată cum organizația Partida Romilor, despre care se spune că este o organizație a bărbaților, în care bărbații sunt cei care conduc, că Partida Romilor este o organizație închisă, iată cum procesul democratic prezent în interiorul organizației arată cât de vii și ce dinamică a căpătat organizația în ultimul timp, dacă este să ne uităm schimbările care au avut loc nu doar la nivelul județului Olt, dar și în alte județe din țară, dacă este să luăm în calcul județul Iași, Bacăul și alte județe. Este foarte, foarte adevărat că există în continuare o rezistență la schimbare, însă tinerii și tinerele, deopotrivă, cei care fac parte din echipele Partidei Romilor la acest moment, sunt pregătiți să preia frâiele organizației. Este o chestiune doar de context. Iată că Partida Romilor este o organizație deschisă, dinamică, în care femeile își merită toate meritele și tot respectul, își merită locul, inclusiv din partea bărbaților. Și mai cred că de multe ori fac și o treabă mult mai bună decât facem noi bărbații. Este nevoie ca... Iată și o recunoaștere, doamnelor. Da, trebuie să promovăm tipul ăsta de atitudine vis-a-vis de tot ce înseamnă femeie, nu doar în cadrul organizației. În general, femeile trebuie să fie mult mai prezente în viața civică și la toate nivelurile din cadrul societății, pentru că de cele mai multe ori femeia este cea, și să știți că la noi, la rom, se spune că bărbații conduc. Nu este întocmai foarte adevărat,
din umbră de cele mai multe ori, chiar și acei lideri care spun că sunt cei mai tradiționali și care nu recunosc, se consultă cu femeile din viața lor și iau deciziile în funcție și de contribuția femeilor. Și sunt femei foarte, foarte puternice, inclusiv la nivel local. Vorbim despre structuri cu mediatoarele sanitare, femei mediator școlar, care fac o treabă foarte bună în comunitate, care sunt respectate și apreciate la nivelul comunității. O parte dintre ele au fost prezente în emisiunile pe care voi le-ați difuzat și sunt sigur că vor fi prezente și pe mai departe, însă ce vreau eu să spun foarte, foarte ferm este că nu sunt prezente doar ca reprezentante ale femeilor. Nu, sunt oameni de nădejde, se bucură de încrederea și de votul membrilor partidelor și ai comunităților cu romi din județul de Olt în cazul de față. Ceea ce ele trebuie să facă este să întărească relația cu nivelul local, astfel încât vocea comunităților cu romi de la nivelul județului Olt acolo unde trebuie să fie mult mai auzită. Pentru că eu cred că situația asta de la Balș cu drumul, dacă ar fi fost discutată în faza de proiect a drumului expres, s-ar fi găsit soluții la acel moment. Neexistând o structură locală bine conturată la acel moment la nivelul orașului Balș, am ajuns, iată, în care trebuie să tratăm problema cu soluții diferite, mult mai complexe, dar cărora le vom găsi sos de izbândă. Deci, iată, județul Olt este o dovadă clară a faptului că Partida Românilor este o organizație dinamică, deschisă și chiar dacă județul are comunități cu romi tradiționali, în structurile de conducere la nivel local, vicepreședinții noștri din județul Olt sunt bărbați tradițional vorbitori de limbă română care trăiesc în comunitate, au luat să fie reprezentați în plan județean de o femeie în persoana Cristinei Mihai, o femeie pregătită cu studii superioare și care merită toată încrederea și aprecierile noastre. Sperăm ca prin eforturile pe care le va depune, pentru că este o muncă de echipă, nu este vorba despre individualități și principiul ăsta cred eu că este respectat de la nivel central și până la cea mai mică comunitate, acolo unde Partida Romilor are structură locală. Voiam să vă mai întreb despre organizația de tineret. Povestiți-ne puțin despre tinerii pe care îi aveți la organizație. Cu ce vă lăudați? Păi, avem foarte mulți tineri. Ei au fost prezenți, cel puțin în 2 ani de zile am organizat 3 evenimente în care am încercat să-i promovăm și să-i premiem. Printre ei, studenții la medicină, avem unul dintre tineri, este premiat la concursurile naționale de robotică, participanți la Olimpiada de fizică, boxeorii, foarte mulți tineri. Aveți cu ce să vă lăudați? Vă așteptăm să facem o emisiune specială doar cu ei și pentru ei. Echipa de tineret. Nu o să regretați că veniți la noi. Vă rog, domnule Paraschiv. Știți că dincolo de ceea ce mentalul colectiv percepe atunci când vine vorba despre minoritatea romă, așa cum spun de fiecare dată, cea mai nepopulară minoritate din România și din Europa. Eu îi spun cea mai controversată, acum nu știu. Este nepopular. Este nepopular, total nepopular, în sensul în care studiile arată, nu o spunem noi, toată lumea spune că în copilărie s-a jucat, a bătut mingea împreună cu romi, dar când vine vorba de a împărți, de exemplu, vecinătatea, nu vreau să stau, toată lumea este reținută. Încă sunt anunțuri pe internet în care proprietarii închiriază diferite, mă rog, vorbesc de mediul urban, apartamente sau garsoniere, exclus vecini persoană, sau exclus. Da? Însă există și o altă categorie despre care am vorbit foarte puțin în ultimii 30 de ani. Aceia romilor care au reușit, romii de succes și care profesează și își fac meseria cu mândrie și care fac cinste nu doar minorității rome, ci României în ansamblu. Vorbim despre medici romi, despre profesori romi, iată, despre acești copii prezenți inclusiv la nivelul județului Olt. Noi, Agenția Națională pentru Romi, anul trecut când am lansat campania Rom pentru România la Palatul Victoria, la Guvernul României, am avut o serie de olimpici de etnie romă, elevi de etnie romă asumați, iată, participanți la concursuri de robotică, premii obținute la concursuri
județene sau naționale cu medii de peste 9-50. Vorbim foarte, foarte puțin despre ei. Trebuie să-i facem cunoscuți, astfel încât imaginea minorității rome în mentalul colectiv să fie schimbată. Nu vom reuși să eradicăm tot ce înseamnă rasism, prejudecată și stigmă la adresa minorității rome, lucruri care au generat inclusiv o rată mică a celor care și-au recunoscut apartenența conform ultimului recensământ raportat la numărul real al romilor, însă prin astfel de acțiuni de promovare a romilor, nu de excepție, îi reprezintă de fapt o stare de normalitate. Sunt absolut sigur că în acele comunități sărace, unde locuiesc deopotrivă și romi și neromi, acei copii, dacă ar primi șansa și oportunitatea egală în a parcurge un sistem educațional care să le ofere perspective, pot excela în domeniile de interes pentru ei. Așa cum avem exemple, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, construind foarte solid pe un establishment bazat pe încredere reciprocă și pe un parteneriat solid, rezultatele se pot vedea apare. Și rezultate. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Doamnelor, ați făcut un drum lung, dar cred că a meritat să veniți cu punctele dumneavoastră de vedere în fața telespectatorilor și sperăm să ajungem cât mai curând din nou în județul Olt pentru a arăta, așa cum am promis, exemple pozitive din rândul tinerilor. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și noi mulțumim. Doamnelor, domnilor, aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii Romi pentru România. Ne revedem și săptămâna viitoare de la ora 10 la postul B1 TV cu știri și reportaje de actualitate despre minoritatea romă. Până la următoarea întâlnire, așteptăm sugestiile și mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook a emisiunii. Pe curând!